Cele mai vulnerabile sectoare în fața conflictului Rusia-Ucraina sunt construcțiile și industria auto, arată o analiză EY România. Interesul consumatorilor pentru achiziția imobilelor este în scădere pe fondul incertitudinii, precum și al costurilor crescute de finanțare. Tensiunile din sectorul auto sunt amplificate de pandemie pentru că o parte importantă din produsele importate pentru această industrie veneau din Ucraina sau Rusia. Mergem acum la Cristian Cârstoiu, CIO la EY România. Salut, mulțumim că ești alături de noi. Bine v-am găsit, Adrian. Trebuie să încep prin a te întreba, în ce măsură a determinat acest conflict Rusia-Ucraina companiile să-și pună investițiile pe hold și cum arată acum situația? Începutul anului 2022 a fost caracterizat de perspective îngrijorătoare, atât pe plan global cât și în România. Și acestea au venit practic din contextul geopolitic extrem de dificil și venind și pe fondul dezechilibrelor deja acumulate în timpul pandemiei din ultimii 2 ani de zile. Practic ce vedem în momentul de față, vedem creșteri masive ale prețurilor la bunurile de consum, vedem cam toate țările cum își revizuiesc negativ în jos previziunea de creștere economică. Și vedem iarăși toate țările, începând cu US și continuând cu Europa și în România, o creștere a ratelor dobânzilor de politică monetară. Ce s-a întâmplat operațional în ultimile 2-3 luni de zile în timpul conflictului a fost o încetinire a progreselor înregistrate în ceea ce privește normalizarea lanțului de aprovizionare. Acesta a fost puternic disrupted în timpul pandemiei, atât și datorită războaielor comerciale cu China și așa mai departe. Și toată lumea s-a aștepta ca acest lanț de aprovizionare practic să revină la normal. Ei bine, nu se întâmplă și vorbim în continuare de un context cu foarte multă incertitudine. Evident, războiul din Ucraina alimentează această incertitudine, atât prin contextul sancțiunilor curente, dar și ale celor viitoare. Vedem în momentul actual o încredere redusă a investitorilor în această zona Europei, care automat înseamnă o reducere a prețurilor activelor. Vedem iarăși o înrăutățire probabil a condițiilor financiare, respectiv vom vedea o reticență a băncilor în a oferi credite și diferite alte instrumente pentru dezvoltarea business-urilor și e foarte posibil să vedem inclusiv ieșiri de capital din piețele emergente. Dacă ne uităm la, spre exemplu, la companiile care aveau planificate investiții, multe din ele erau legate de pachetele de finanțare de la Uniunea Europeană, atât spre exemplu, Green Deal sau Fondul de Modernizare, cât și pachetele de finanțare națională, da, PNRR-ul. Și ca și sectoare am fi văzut clar un focus pe energie verde, infrastructură, sănătate, administrație publică. La ce credeți că ar trebui să fie România atentă? Adică cum va evolua economia noastră ca țară în noul context? E interesant, dacă ne uităm la cifrele care au fost publicate ieri, vedem o creștere față de trimestrul din 2021 cu 6,5. Aceasta vine pe fondul unui produs intern brut din 2021 care a crescut cu 5,6. Deci, practic, s-a accelerat o creștere asta în condițiile în care previziunile spuneau, de fapt, că ne vom reduce creșterea economică. Este interesant de văzut cât anume din această creștere din trimestrul 1 a fost, de fapt, afectată de războiul din Ucraina. Ce putem să mai vedem în România ca și oportunitate și nu vreau să par cinic, dar războiul din Ucraina a creat oportunitate pentru România prin prisma relocării anumitor business-uri. România are un deficit de forță calificată, iar aceste relocări potențiale de business-uri, atât active, fixe, cât și personal, pot avea un impact pozitiv asupra, în special,
porțiunea județelor din estul țării. Mă gândesc că vom putea să vedem niște investiții accelerate ale statului și ale actorilor privați în porturi, da? Vorbim de o viitoare criză alimentară, porturile din Constanța, porturile din Galați, portul din Galați iarăși ar putea să se dezvolte. În România, în schimb, vor fi afectate și sunt deja afectate companiile care au operațiuni în Rusia și Ucraina. Vedem un impact masiv asupra sectorului auto, care are multe lanțuri de producție care depindeau, de fapt, de componente din Rusia sau din Ucraina. Vedem în continuare transportul de minerale rare și de diferite alte materii prime care erau exportate din Rusia și care veneau, ori erau tranzitate prin România către țările din vest, ori erau folosite inclusiv de fabricile locale, care acum au diferite lipsuri. Da, în general vedem, mă aștept să vedem un impact și asupra agriculturii. Vorbeam mai devreme de o viitoare criză alimentară care ar putea să se genereze un impact mult mai serios decât impactul, spre exemplu, în industria auto. Mulțumim frumos pentru informații și vă așteptăm cu vești bune și data viitoare.